Rubiștii Timișoare au debutat cu dreptul în noul sezon competițional. RCM Universitatea s-a întors cu 5 puncte din deplasarea de la CSM București. Studenții își asiguraseră punctul bonus ofensiv încă din minutul 25. Cele două eseuri ale lui Fercu, secondate de încercările lui Tuia Tua și Viliami, alături de transformările lui Calafeteanu, au dus scorul la 24-0. Și în partea a doua, jocul a curs în aceeași direcție. Pentru Timișoara a mai punctat roșu Calafeteanu și același Fercu. S-a încheiat 48-7, dar bănățenii au încheiat meciul în inferioritate numerică, după cartonașele roșii văzute de Burcea și Viliami. RCM e lider după prima etapă. Rubiștii timișoreni debutează vineri și în fața propriilor fani. Jocul cu Dinamo e programat de la ora 13.